Îți bubui creierul. Tocinei, bucovine. Fugeam de ei ca de dracu. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Abia acum am și eu amintele din copilărie. Mamă, și bune. Băi, ne-am pus. Am sală. Am descos tocinei. Dragi nei pofticioși, mi-a venit ideea, ideea supremă. Da, când eram copil la mama și la tata acasă, ei bine, mâncam cam destul de des, să zic așa, toșinei. Da, tata făcea toșinei că nu știa ce să facă de mâncare. Și repede, era pe principiu, umpli mațul și dai drumul la joacă. Cam asta era șmecherea. Așa că hai să arăt cum pregătea tata toșinei. Numărul dat cu mine. 1, 2, 3. 3 ingrediente. Sarea nu mai pun, că am dosat-o. Am dosat-o după barabolic. E nevoie, de puțin, nu de mult. De-aia am spus doar 3 ingrediente. Nu judeca greșit titlul. Titlul e făcut să atragă, precum ăla din ziar. Dragii mei pofticioși, ce am aici în fața mea, găsiți acolo jos în descriere. Dacă nu, dă o fuguță pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi, știu, 3 linguri de făină, vreo 5 cartofi și 3 ouă și o leagă de sare. Cam asta e toată șmecherea. Și hai să întreb de și toșinei în felul ăsta. Ei bine, toșinei ăștia poți să-i servești fie ca fel principal, fie ca desert. Cum dorești tu. Pentru că rețeta aceasta e versatilă, aș putea spune. Așa că în cele ce urmează am să pregătesc 2 în 1, precum șamponul cu balsam. Hai să-ți arăt cum fac tocinei, ca la tata Petrica acasă și la mama Silvia. Hai să-i pregătesc. Pofticioșilor, după preferințe, faci tocinei cât de mult vrei tu. Eu am aici undeva la o leac mai bine jumătate de kil, vreo 600-700 grame de barabole, curățate, spalate, că na, așa trebuie proședat. Și le dau pe toate pe răzătoarea mică, da? Mare atenție! Mare atenție și la dește și la barabole. Ia că-și pe răzătoarea mică toate. Hai, hai că răbde zboară timpul și ele îs, gata! Ia cât, am terminat. De grabă clătește sâta. Să nu cade cumva să usuși amidonul. Dragilor, totdeauna au fost așa. Rețetele și ele mai bune sunt alea simple. Și asta e o rețetă ultra, ultra simplă. Dacă vrei să o complici, ei bine, caută și tu pârjoluțe de cartofi sau chiftele de cartofi șef Paul Constantin și ai să găsești nebunie cu șupercuți, exact cum trebuie. Și am să mai fac de astea, am să mai fac și versiunea de post și am să mai fac și cu multe alte bunătăți. Hai că toate la timpul lor, să nu ne grăbim, că abia am început sezon. Uite, fac rocada mică și am să storc barabulele astea de excesul de amidon și apă și umezeală. Uite așa, nu tare. O lecuțic. Și uite așa procedez cu toate. Dacă vezi cum arată amidonul sau dacă îți trebuie amidon de cartofi, e bine, las-o leacă să decanteze, apoi răstoarnă apa și hai să vezi că pe fundul vasului amidonul, fiind o leacă mai greluț, se depune. Și ăla îl lași la uscat și ai făcut amidon de barabule. Dacă vrei, dacă nu, minunează deci tu de mama natură. Acum e cam gata. Să trecem la etapa următoare. Iar etapa următoare spune cam așa. O linguriță rasă de sare, nu mai multă. Eu zic că e suficientă, pentru că atâta sare cu atâta cartofi merge nemaipomenit de bine și cu dulcele. Da, săratul cu dulcele se combină foarte bine și o să iasă ceea ce trebuie. Nu degeaba le spune clătite de cartofi. Da, acestor tocinei bucovineni le mai spune și clătite de cartofi. Așa că sarea și cele 3 ouă, pe care evident le sparg și le dau drumul aici. 1, 2 și iată și pe al treilea. Ce m-aș face eu dacă n-aș avea încă o pereche de ochi lângă mine? Ei bine, n-am ce să mă fac. Ăsta totdeauna intră când nu te aștepți și stă așa, tată, și faci de mâncare, tată, și faci de mâncare. Aș vrea să vi-l filmez, să vi-l arăt, că tare să mai strâmbă ninunatul ăsta mic. Da, tată e simpatic și tată îl iubesc. N-am încotro, că e al meu. Acum, hai să mă murdăresc. Stai acolo, Gimpi, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Mărgele, dacă vrei să cumperi mărgele, găsești la fișor. Și acum, evident că te-ai prins că trebuie să pun și eu ghearele la treabă. Da, uite așa, iau și să nu spunem că mă murdăresc, ci mă implic. Da, iau și mă implic în toșinei. Pofticioșilor, tot acum cum am implicat, hai să pun și făina. 3 linguri de făină. Ca să zic undeva la vreo 50-60 de grame de făină. Uite așa, le pui pe tăti. Nu trebuie mai mult. Dintr-un simplu motiv, cartoful conține încă amidon și amidonul joacă rol și de făină. Așa că fii pipașii, Constantin toșinei îți face. Ia uite tu și ghinerat. Nu trebuie să amesteci foarte mult, că nu trebuie să activezi glutenul, să devină ăștia tare gumoși. Asta e toată șmecheria la toșinei. Acum și rămâne de făcut, cât să nu mă socotesc cu ingredientul numărul 4. Dacă ar fi să socotesc și sarea, să nu spuneți că e 5. Da, trebuie să-i prăjesc. În o leac de ulei, că doar nu eu îi prăjă în aer. Oh, și mă fac. Și mă fac cu atâtea bunătăți. Hai să înceapă distracția. Hai să prăjăm toșinei ăștia bucovinieni. Mamă, abia aștept să mănânc. Abia aștept să mănânc. Ah.
Ei bine, iată în fața faptului împlinit. Am pregătit tigăița, una așa mai largă, și am umplut-o cu ulei. O leacă mai mult decât în mod normal, cât am zis eu de obicei. Că eu îi pun până să acoperă fundul tigăii cu ulei. Acum am luat în calcul să fie o dată jumate. Undeva la vreo 70-80 ml de ulei pe fundul acestei tigăi. Deci, tinimerești tu. O leacă mai mult decât în mod normal. Da, și aici am barabolile. Ei bine, le mai amestec o dată. Uite așa, dai drumul la foc, că na, trebuie și eu leac în jens și iei în calcul cam cum vrei să arate toșinei tăi. Mai mari, mai mici, depinde de starea pe care o ai, dacă ți-i lenii sau nu. Eu o să trebuiască să nu fii lenii, că e lenii suficient lui Constantin. Eu trebuie să-i scot acătării, că vorba aia îi garantește să arate ghenii, mai ales că-s și pe sticlă. Așa că iau și eu cu o lingură de asta, o lingură să zic, o leacă cu moți. Și-i dau drumul așa cum ai văzut, să curgă din lingură, apoi apăs pe ea. Și să-i dau cât de cât o formă rotundă. Cât de cât. Așa cum te pricepi sau mai pricepi. Și iar aceeași treabă. Uite, încă o dată, repetăm schema. Deci, o lași să curgă din lingură. Cât de cât să formez un șerculeț. Și apeși pe ea. Până acum numai șerc n-am obținut, dar ce să-i faci? E bun și așa. Hai, și tot așa până când umpli tigaia. Dar să nu aglomerezi, să ai grijă. Ia. Amu, iau frumos și le întorc, alea care le-am pus primile, să vedem dacă s-a aproape gata, că nu trebuie să ia mult. E gine, n-am găsit penseta, dar mă descurc cu aia. Ia ca așa. Ia, mamă, cum arată. Mamă, mamă, cum arată. Doamne, mânca le-ar Paul și Constantin să le mănânci. Îmi plouă în gură deja. Hai, hai că ți-am arătat cum arată, pregătea și locul să le scot și... Ia o zi-mi de grabă când stă-ti gata. Mai am două, trei toriși. Abia aștept să mănânc, abia aștept să mănânc, să vă spun și vouă și ăștia aici, văliu, 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 plouă în gură. După 3 minute lungi. Pofticioșor, iacătă, am terminat cu tocinei bucovineni. Dacă vrei, îi poți savura și așa, ca fel principal. Dacă nu, îi faci desert. Cum dorești, așa îi faci. Mai pui lângă o bucată de cărniță, o ce vrei tu și iacătă, ai păcălit prânzul sau cina. Iar dacă vrei să păcălești desertul, ei bine, o leagă de smântână, peste care îi spui, să zic că... O lingură bună de zahăr vanilat, vanilinat, de care ai de la pui și iei și amesteci. Ia ca așa. Gata. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să pregătesc farfuruța de final și să ne apucăm de gustat. Să vă spun și vouă cum au ieșit acești tocinei bucovineni. Abia aștept. Dragilor, ce rămâne de făcut decât să degust alături de voi și să vă spun ce a ieșit aici. Prima oară, cafea principal, după care trecem la desert. Hai să vedem cu ce încep. Ia uite-l aici, uite-l ce bine arată. Crocant, mamă, mamă, cine s-ar fi gândit la așa ceva? Și după s-ar la centru de comandă. Da, exact ca ai tatei. Nemaipomeniți. Fugeam de ei ca de dracu. Dar acum au devenit o nebunie. Da? Sunt căutați, sunt la mare căutare, că vorba aia. Tocinei bucovineni. Dragii mei bufugioși, acum declar cu inima cât se poate deschisă, niciodată nu mi-au plăcut ăștia când îi făcea tata. Niciodată. Da, și nici acum nu o dau în vânt. Dacă nu-mi plăcea mie, când ne transformam în desert, văleu, nu prea aveai pe vremea aia desert pe toate drumurile. Și mai apelam la trucuri, la șmecherii, da, cu smântână și cu dulceață, mamă și mergeau. Și eu am pus o leacă de dulceață de pepeni. Făcea mama rar, ocazional, a zice. În rest mergea cu dulceață și reșa mare, cu gem de pruni, da, mergea, că n-aveai și fașe. Și azi vedem cum a ieșit ca desert. Altă treabă. Exact așa făceam și când eram copil. Da, îi poți mânca caz, ceea ce recomand, sau și răci, dacă n-ai chef să mănânci caz. Stai că nu mă pot opri, că abia acum înșep amintirile din copilărie. Văliu, văliu. Mamă, și bune. O smântânică cu dulceață. Mamă. E din calea afară de gustos. Nu o să-ți vin să crezi. Delicious suprem. Da, nu degeaba le zici și clătite de barabole. Apoi și să-i faci. Când erau mulți la masă, trebuia să găsești soluții. Ia câte o soluție nemaipomenită. Stai să mai iau unul cu tare, e bun. Ia uite. Văd eu și bune. Mâine am pus. Am sală. Am descos toșinei. Așa că nu o să mai stau mult lângă Matalii, că trebuie să mă duc să devorez cu Constantin, că abia s-o porni pofta.
Eu îți spun doar atât. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final, îți mulțumesc că ești alături de mine ca de fiecare dată, că îți plac rețetele mine, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâni amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta din copilărie. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și hai să ne auzim fericiți data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Vai, mamă, vai, mamă, vai. Uite, mă, cu asta am crescut eu. Și tu faci pretenții. Hai, hai.